Însă a greșit pentru că a fost foarte agresiv și a folosit foarte multe cuvinte jignitoare. S-a gândit că dacă vorbește despre cineva foarte cunoscut, o să-și atragă foarte mulți subscriberi. Salut! Sunt Otto de la Miere TVO, iar în episodul de astăzi vom vorbi despre scandalul care s-a iscat pe internet în lumea fitness-ului între Marius Mitrache, care a atacat-o pe Mihaela Bilic, celebra nutriționistă, care la rândul lui a fost atacat de Andu Preda, acesta din urmă fiind susținut de Alex Stoian și Angel Fitness. Vreau să încep acest clip prin a vă spune că toți patru sunt foarte tari. Chiar m-am uitat la toate clipurile lor aproape, îi urmăresc de foarte mult timp, îmi place foarte mult ceea ce fac, am cules informații foarte bune de la ei și m-am motivat foarte tare să slăbesc. Eu am slăbit 31,5 kg, nu sunt nutriționist, nu sunt doctor, nu sunt nici atlet de performanță, sportiv de performanță, vreau să vă explic exact de ce s-au întâmplat toate lucrurile acestea, de ce s-a iscat acest război. Este motivul pentru care fac și acest clip. Din același motiv fac și eu același clip, pentru că am ajuns la 1000 de abonați și vreau să-mi cresc numărul abonaților. Dacă nu știți, eu încă mai sunt la dietă, vreau să slăbesc 50 de kilograme și fac acest clip exact din același motiv pentru care și Marius Mitrache a făcut clipul despre Mihaela Bilic, adică pentru subscriberi. S-a gândit că dacă vorbește despre cineva foarte cunoscut, o să-și atragă foarte mulți subscriberi, însă a greșit pentru că a fost foarte agresiv și a folosit foarte multe cuvinte jignitoare. Apoi Andu Preda s-a atacat și el, vezi, doamne, s-a luat de toți nutriționiștii, i-a băgat în aceeași oală și i-a vorbit urât doamnei Mihaela Bilic, de parcă asta era treaba lui. Să nu credeți că ar susține-o pe doamna Bilic sau ceva, pur și simplu s-a băgat în acest scandal și a escaladat acest scandal, pentru că și el a vorbit foarte apăsat și cu un ton foarte, foarte puternic, că nu știe câte grame de proteină se mănâncă și așa mai departe. Până la urmă de aici a pornit toată șmecheria când l-a atacat Andu pe Marius de la proteină. Să fim serioși, chiar credeți că Mitrache nu știe câtă proteină trebuie să mănânce? Trebuie să explice Andu, care a terminat o facultate, sau eu nu știu câtă proteină să mănânc, sau voi. Deci vreau să vă spun că am mâncat între 0,6 și 0,8 grame de proteină, exact cum arăta și în acel studiu. Fac de câte o oră jumate de sală pe zi și 10 minute de cardio. Am fost obez. Vreau să vă spun că am slăbit. Deci uitați-vă în clipurile mele să vedeți cât de bine am slăbit, fără piele atârnată. Masa musculară mi-a crescut, pot să spun. Dacă nu, cumva chiar am menținut-o, dar vă zic sincer că nu mai aveam masă musculară deloc. Ajunsesem la 146 de kg, eram foarte, foarte, foarte gras. Iar acum mușchii se văd super bine pe mine, au început să iasă și am 115 kg. Gândiți-vă când o să mai slăbesc și cele 20 rămase ca să fie 50 de kilograme slăbite. Da, deci pot să vă confirm că între 0,6 și 0,8 este ok. Dacă ai 150 de kg, nu ai cum să mănânci 300 de grame de proteină, e imposibil. Și nu știu dacă, adică te va ajuta, clar, te va ajuta mai mult decât dacă mănânci 0,8, 0,6 cum am mâncat eu. O să încerc și eu să mănânc mai mult, chiar încerc să mănânc foarte multă proteină, însă mi-este greu. De-abia ce mi-am comandat acum niște pudre proteice și mai mă ajută. Dar la un om sedentar, credeți-mă, cum a zis și Marius, că i-a oferit și Marius răspunsul între timp lui Andu, asta a zis și el, că pentru un om sedentar, la 0,6-0,8 proteina este numai bună. Dacă vrei să fii culturist, e normal să mănânci 2 grame pe kilogram corp. Dacă nu, nu. Da, și Andu a folosit niște cuvinte jignitoare la adresa lui Marius, același ton pe care l-a folosit și Marius. Bineînțeles, așa este la război. Nu știu cât o să mai continue toată situația asta, dar vreau să vă zic deznodământul. Să vă spun că s-a băgat și Alex Stoian și cu Angel Fitness în toată șmecheria asta. Au lăsat și comentarii acolo, s-au băgat în seamă. Din același motiv, am zis, pentru care fac și eu acest clip, pentru care l-au făcut toți, pentru care îl facem toți, pentru abonați. Când încep un război, e clar că vrei să te afirmi, vrei să-ți faci abonați. E simplu. Să nu credeți că mie îmi pasă de ei sau lor le pasă de ceilalți între ei, nici de cum. Nu e vorba că se ajută unul pe altul, că sunt frați, că puii mei pleacă la război. Nu e vorba de chestia asta, fraților, este vorba doar de abonați. Dintr-un conflict din ăsta, amândoi o să-și ia foarte mulți abonați. Cred că și Angel o să-și ia, și Alex Stoian. Lumea o să-și mai aducă aminte de ei, o să-i caute. Marius nu are canalul mort, însă și el a pornit acest război tot cu scopul de a face subscriber, să ne înțelegem. Deznodământul oricum o să fie foarte simplu, o să se împace până la urmă, fiecare o să-și ia câteva sute, dacă nu câteva mii de abonați, și totul o să fie ok, lumea trece mai departe,
ca și cum s-ar fi întâmplat nimic. Asta este toată șmecheria într-un scandal. Eu v-am zis să-i admir pe toți, toți m-au motivat să slăbesc, de la fiecare am avut câte ceva de învățat. Vă sfătuiesc pe toți să-i urmăriți în continuare pentru că sunt foarte, foarte bun pe ceea ce fac. Eu nu sunt antrenor de fitness, nu sunt nutriționist, nu fac diete, nu am clienți să-i antrenez și nu am nimic de câștigat din acest clip decât câțiva abonați probabil pe care sper să-i și capăt pentru a mă susține și pentru a mă urmări în lupta mea cu cele 50 de kilograme și bineînțeles lucrul acesta m-a motivat foarte tare să slăbesc mai mult. Pentru că deja am ajuns la o greutate la care mă simt bine și corpul nu prea vrea să mai dea înapoi. Așa că am nevoie de susținerea cât mai multor persoane, să veniți și la mine pe canal. Vedeți, poate vă puteți inspira din mesele mele. Eu vă arăt toate mesele pe care le mănânc în fiecare săptămână. Și împreună vom putea slăbi și vom putea fi mai sănătoși și să arătăm și noi mai bine. Așa că dacă v-a plăcut clipul acesta, nu uitați să dați un like, nu uitați să vă abonați la canalul meu, să lăsați și comentarii la clipuri și baftă la slăbit. Până data viitoare, eu sunt Otto, v-am pupat! Ciao!